Municipiul Petroșani va mai marca o premieră. Sâmbătă, în capitala Văii Jiului, vor sosi 8 maratoniști din orașul înfrățivar Palota. După câteva zile de alergat, aceștia vor poposi la Petroșani, unde vor fi întâmpinați de edilul localității Tiberiu Iacobriții. Este un eveniment unic, sau se întâmplă prima oară în Petroșani, o asociație a maratoniștilor din Varplot, o asociație sportivă, dorește să cunoască orașul înfrățit în acest mod. Adică ei, prin sport, prin alergare, vor vizita Petroșaniu și doresc să ia legătura cu asociații similare din Petroșani și eventual să colaboreze cu ei în viitor. Ei au pornit deja către Petroșani, vor sosi sâmbătă după masă în jurul orei 5, orele 17, și vor sta în Petroșani 2 zile. Aici vor cunoaște trasele montane. Sigur, ei nu sunt maratoniști montane, sunt maratoniști de asfalt, cu ghilimele de rigoare, dar vor cunoaște traseele montane și vor fi și oaspeții Asociației Proparânc, cu care probabil o să încerce să colaboreze în viitor. Maratoniștii vor fi întâmpinați de un grup de sportivi din Petroșani la intrarea în localitate. Cei din urmă îi vor conduce pe colegii maghiari în Petroșani. Un grup de maratoniști din Petroșani îi vor întâmpina la intrarea în oraș și noi vom ști când vor sosi, în jurul orei în care vor sosi, în perioada în care vor sosi, și undeva la poarta orașului îi vom aștepta și vom veni împreună în fața primăriei. Domnul primar a promis că, fiind în Petroșani, va fi și el aici. Acest maraton internațional este primul de acest gen care are ca punct de sosire municipiul Petroșani. Maratoniștii din Varpalota au mai parcurs distanțe considerabile și către alte localități europene cu care sunt înfrățiți.